Dacă la Constanța autoritățile locale au apelat și la deratizare, la Medgidia și Cernavodă responsabilii au o misiune clară, eradicarea insectelor. Se acționează în parcuri, grădini publice, spații verzi și oriunde există vegetație abundentă. Se intervine atât pe parcursul zilei, cât și noaptea. Insecticidele sunt pulverizate din aparate transportabile pe mașină, dar și cu dispozitive de fum. Sunt vizați țânțarii, căpușele și alte insecte prezente în localități.